Și pe această cale vă mulțumesc din nou tuturor și sunteți minunați. Așadar, săptămâna viitoare să mă duc pe centru vechi. O să mai fac probabil un episod după ăsta când pregătesc loot-ul și toate nebuniile astea și o să fie ceva demențial. O să fiu, cred că, singurul nebun care o să facă chestia asta, să meargă cu loot pe picioare prin centru vechi. Îmi pun în cap multă lume, mulți o să mă înjure, dar când promit ceva eu mă țin de cuvânt. Na, nu pot. Nu pot, domnule. Cum o să nu poți? Nu ia pot. Dacă ia fă tu introducerea. Plus, hai să da fă tu. Să vadă și imită oamenii cam ce se întâmplă în spatele camerei. Că sunt fața camerei. Facem și în spate. Bă, o leacă, mă, Tiberiu. Ia. Nu leacă, introducerea. Fă tu introducerea. Dar chiar nu pot, nu pot. A, încearcă. Dar nu pot, domnule, dacă nu... Oamenii aici să mă intimidez. Ce emoții. O face Cornel. Cornel e cu mâncare aici. Deci astăzi o să filmăm ceva ce... Ați mai făcut până acum așa ceva? Cred că dacă pui video ăsta o să... n-o să mai putem filma. De ce? Că o să vină tăzi după așa. Cornel, deci... Cornel e cel mai liniștit în spatele camerei, ca să știe toată lumea. Acum, acum o pune de mămăligă. Zic, Cornel, e ceva. Pun de mămăligă. Nu pui de mămăligă? Hai, ieși de șoc primată. Rup și picioarele. Deci Cornel tocmai a pus-o de mămăligă aici. Și aici o să vedeți ceva și mai interesant. Ce? Ce arată într-un fel. Poate arată și în alt fel. Poate să arate și în alt fel, da. Să-l filmăm și pe Niculae aici, a? Ia, cântă, Niculae! Hai! Cântă tu aici! Arată-ți talentul! Hai, Niculae! Nu, nu ai mâncat. Da, tu știi că n-ai voie să mănânci când filmă? Moțul la castraveț. Știi, nu? Dar până acum n-am mâncat niciodată. A venit Cornel cu mălaiu. Să ne pregătească ceva. Păi în popșoare, mălaiu. I-a luat direct de la poartă. Tu-i tot flou linguri de asta? Băi, să vadă și oamenii exact cum, ce se întâmplă în spate. Ăsta o să-l pun needitat, ne-nimic, îl punem exact așa cum este. Hai să le arătăm puțin, să le plouă și în gură. Mamă, ce bine arată! Da, dar nu se face fără lemne, foc. Să mă duc să iau lemne? Hai să punem toporul ăsta pe foc. Da? Îl punem? Da, îl punem. Ce bine arată. Dar hai că punem din astea de aici. La mămăligă, bă. A, la mămăligă. Mamă, s-au terminat alea. Hai că mă duc să iau niște lemne. A, și apropo, să nu uitați de provocarea pe care am făcut-o acum câteva zile. O să mă duc pe centru vechi cu loot pe picioare și o să cobor din mașină. O să vedeți, o să fie un show pe cinste. Așadar, hai să lăsăm vorba și să strângem niște lemne.
Ce faci aici? Ăla era și... Și dacă deschizi, poți chestii. Doar tu dovi. Așa este. Faci mușdei? Usturoi așa, nu fac mușdei. Merge perfect cu carne. Dar merge și cu barabuli. Merge, merge. Mai tare bine pe drumul când... Nu, 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 Sasha. Ceva Sasha. Sasha. Hai. 250. Cam așa arată mâncarea pregătită de Cornel. De-abia aștept să mănânc. Dar unde este lingura aia? Cornele? Okay, da. Unde e lingura aia mare? Avea vreo... Pe tău acolo. Era o matriță de făcut bani de timpul ăsta. Mamă, ce bine arată. Salutare, numai bine! Salut mâna!
Gata? Ai venit cu mamaliga? Cu mamaliga, cu mușdeiul. Unde ia eu? Aici? Da. Ăla altul, dacă mai vrei carne. Dar numai atâta ne-ai pus. Pune domn de carne aici, ca lumea. Ia. Arș. Ai carde. Ia. Perfect. Să mai pun? Sare. Și stați așa. O să vreau să vă mulțumesc și eu pentru cei 30.000 de subscriberi care suntem. Mulți m-au înjurat prima dată, acum văd că sunt mulți de partea mea și vă mulțumesc pe această cale pentru că datorită vouă sunt unde sunt. Și ce este cel mai important este că nu mă voi opri aici. Și anume o să mergem sus, 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 cât se poate de sus. O să fac provocarea, chiar dacă am întârziat puțin și era vorba de marți, dacă ne strângem 30.000 și azi, nu știu, este sâmbătă. Eu mă voi ține de cuvânt, asta din respect pentru voi. Pentru că meritați, suntem deja o comunitate tare de tot, tare de tot. Și pe această cale vă mulțumesc din nou tuturor și sunteți minunați. Așadar, săptămâna viitoare să mă duc pe centru vechi. O să mai fac probabil un episod după ăsta când pregătesc loot-ul și toate nebuniile astea. Și o să fie ceva demențial, o să fiu, cred că, singurul nebun care o să facă chestia asta, să meargă cu loot pe picioare prin centru vechi. Îmi pun în cap multă lume, mulți o să mă înjure, dar când promit ceva eu mă țin de cuvânt. Nu uitați să vă abonați, eu sunt Ionuț Ghiță, vă mulțumesc pentru cei 30.000 de subscriberi, mă repet din nou, vă pup, aveți grijă de voi!